Voi credeți că vă potriviți sau nu? Ce ați crezut la momentul respectiv? Vă potriviați sau nu? Salutare, numele meu, eu sunt Hugo și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi aici suntem alături de Iuliana și de Cezar. Și astăzi o să reacționăm împreună la comentarii despre Lara și Hugo. Da. Pare interesante, pentru că am citit la un moment dat câteva și erau super funny. Erau super funny, așa că astăzi l-avem pe Cezar care o să citească comentariile de acolo. Așa că hai să nu ne lungim foarte mult și să dăm start la vlog. Hai! Bun, dăm startul. Ia să vedem. Cum te-ai simțit în momentul în care ai sărutat-o pe Lara? Ah, întrebare pentru Hugo. Băi, Hugo s-a simțit extraordinar. Tu gândești, băi, stai, uite, gândești în serial cât o aștepta Hugo să rupi și ala. Trei sezoane jumate o aștepta Hugo. Eu sunt curioasă, o să eu de ce am plecat. M-am speriat de sentimente sau ce? Te speria de... Eu eram mortă de asta, imaginează-ți. A, tu erai vampir. Eu am murit și brusc m-am transformat și m-ai văzut după o perioadă. Doamne, abia aștept să văd ce se întâmplă în sezonul 4. O să fie genial sezonul 4, băi. Mamă. Ai avut emoții înainte de scena sărutului? I-am scos pe toți de pe platou pentru că... Inclusiv pe mine, prietenul. Mama voia să filmezi în making of. I-am zis, nu, plecați toți plecați. Că... Am zis că nu repetăm niciun fel de dub. Cătălina a zis că ne sărutăm o singură dată, ne-a sărutat două ori. Ca să iasă. Ca să aibă mai multe cadere, duble. Cezar, dar ce ne-a rămas atunci la platou? Am rămas noi doi, Cătălin. Am rămas voi, Cătălin și cameramanul. Și ăla nu, și ăla care cu audio, și gata. A, da. A rămas gata. Echipa importantă, da. Care trebuia, da. Fără de camera nu se putea face nimic. Exact, și n-are nevoie de tine. Stăteam... Și aștepta și noi să vedem ceva. Când termină ăștia? Nu v-a fost rușine de față cu lumea să filmați? Ne-a fost. A fost ciudat. Pentru mine a fost ciudat, și dacă eram amândoi. Dar știi care e faza? Când noi știam că urmează. Gen, noi ne dădeam seama că o să fie odată și odată sărutul ăsta, că nu-i zis Cătălien. Că o să fie, vrei, nu vrei. Și... Mie nu mi-a zis. Nu ți-a zis că o să fie? Nu, no? Eu înainte să scrimez scenariul, m-a sunat Cătălin. Mi-a zis, gen, Iuliana, vezi, să nu te sperii gândește. Să nu fugi din țară. Ați mai vorbit după acea scenă? Nu. Am plecat, nu vorbim. Dar nu prea. Atunci, în momentul respectiv, acum cât timp a fost? Nu prea am mai vorbit atunci. Era ciudată ei. Dar nu că n-am vorbit noi. Ba da, n-am vorbit. 2000 years later. Era rușine față unul de celălalt. Dar era ciudat pe ei oricum, adică noi suntem prieteni și în momentul ăla trebuie să sărute doi prieteni în serial, știi? Adică era... E weird. Imaginează-ți să râzi cu un prieten așa, care te știi de ața ani. Mă pup Instagram, ce treabă? Eu. Mă pup cine vrei tu? Adă-o un pion acum, zis, mă pup. Sigur, cine se frică? Zii de cine se frică să-mi dea cu un mesaj. Mă amenințe. Mă pup cu toți. Mă pup cu toate fetele. Drăguțe se vede, da? Toate drăguțe, așa este. Vorbești serios. La care peste 18 ani? Ok. Peste 18 ani și sunt 40. Dar de ce nu vrem? Măcar până în 45. Lasă pentru tine pe alea, pe studiu, pe placare. Ce drăguț din partea mea. Îmi place la nebunie, bravo echipa Mixto Music, te iubesc, Lara, ce vreți să fiți, mâncați-aș de aici? Super tare videoclip, wow, Lara și Hugo, iar și sărută, maaa! Voi credeți că vă potriviți sau nu? Ce ați crezut la momentul respectiv? Vă potriviați sau nu? Băi, v-ați văzut vreodată viitorul împreună? Stai, să spunem la una, pe rând, stai. Băi, în primul rând, eu n-am nici cea mai mică idee din spusele oamenilor dacă ne potrivim sau nu, pentru că fanii sunt împărțiți pe trei categorii. Prima categorie, prima, aia asta din mijloc. Vai, vă potriviți, sunteți cel mai tare cuplu, Lara, Hugo, vă iubim, să se mai sărute, bla bla. A doua categorie la mine, băieții, nu vă potriviți, bă, Hugo, vezi că dau o palmă dacă te văd, bă, te prind pe stradă, te omor. A treia categorie, Iuliana, nu pot să cred, cum ai putut să faci asta? E iubitul meu, nu pune mâna pe el, Așa că eu nu pot să-mi dau seama. La oricum nu ne-am potrivit la caracter, mai ales. La caracter nu ești pe aproape. Not even close, băieți. Doi săriți de pe fix, nu mi-e. Ne-ai făcut doi săriți de pe fix ai? Cum? Ne-ai făcut doi săriți de pe fix? Da. Ne-ai făcut săriți de pe fix ai? Da, ăsta e un compliment bun. Altfel nu era să fie șmeche, așa de, nu știu, talentat și așa de cum sunteți voi. Așa de... Să scoți. Da? Iuliana, dacă nu era un rac șmecher, înțelegi? Okay. Așa cum este și fratele ei de zodie mai mare. Uite, prezent aici în față, înțelegi? Trebuia să laudă. Nu, ca tine creț și... Creț și cum? Crezi că ar fi mai potrivit o altă fată pentru tine decât Iuliana? Eu nu cred că altcineva ar mai putea să mai joace rolul ăla de Lara așa cum joacă Iuliana. Deci ce? Nu, băieți. Lara e baza. Lara e baza. Am înțeles.
Liana, crezi că ar fi putut juca altcineva acel rol în afară de Hugo? În afară de Hugo? Sau doar Hugo, strict, acel rol, se potrivea perfect. Primul rând că noi ne-am obișnuit, deja era sezonul 3 și noi ne-am obișnuit să filmăm împreună. Și chiar să sărut orice băiat, nu. Liniște în studio. Stai, cum și eu aici, caut gagică, sărut la fel de bine. Caut gagică, sărut la fel de bine. Caut gagică, sărut la fel de bine. A, ăsta e comentariu? Da, da, caut gagică. Aș fi vrut să fiu eu în locul Iulianei. Hai, du-te, Doamne ferește. Dacă cred că... Adică du-te, Doamne ferește. Da, apropo, foarte multe comentarii de genul ăsta. Serios, sunt foarte multe și pe ăsta l-am inventat. Nu te cred. Sunt bor, tu. Cezar mai inventează întrebări. Dar fără de voi iubesc și le știm și wow, nu vă spăiești nimic. Băi, ciurit. Doamne ferește, cum poți să arăta unul ca Hugo? Tu vezi ce față de Y Black are? Acum asta zice, eu pe asta n-am inventat-o. Asta e inventat? Da, pe Y Black. Nu inventat, serios, așa scrie aici. Arată. Arată. Arată că scrie. Arată. Dacă am zis că scrie, scrie, da? Am frunte mari, de-aia. Deci, dar trebuie să pui... Aaa, nu cred, obraznică mică ce ești? Așa a scris cineva? Uite! Obraznică mică ce ești? Obraznică mică. Oare i-a plăcut lui Hugo sărătul? Oare? Dar asta n-am scris eu comentariul ăla, ui. Că am scris eu fix același comentariu. Din pe contul meu. Dragoș. Da, și am 2800 de like-uri. Și acum ultima întrebare. Așa, impresionant. Iulian, crezi că Cezar Alexe este mult mai frumos? Da. Oh, e adevărul. Uite un pic la fața mea. M-am vrut și la față, nu vei? Mihai, caracterul tău nu supără, dar caracterul lui Cezar supără mai ușor, așa că da. Deci nu e adevărat. Oh, oh. Deci e mai frumos ca mine. Păi no, cum poți să nu trebuie așa ceva? De la ce răspuns de aștept? Ok, lume, deci cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Sper foarte mult că v-a plăcut. Mulțumiri speciale lui Iuliana și lui Cezar că s-au alăturat alături de mine. Și cam așa, apăsați butonul de like și noi ne vedem la vlogul următor. Peace. Tap, 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 tap.